Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Nina Panfili și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ochiul Public de la Noroc TV. 2000 de locuri de muncă în peste 40 de firme și instituții. Aceste oferte sunt expuse în aceste zile la târgul de locuri de muncă care se desfășoară la noi în Chișinău. Cât de receptivi sunt persoanele care caută un loc de muncă, ce așteptări au și cât de pregătiți sunt, dar și ce așteptări au angajatorii? Despre asta vom vorbi în această seară în cadrul emisiunii alături de Corina Brândușan, PR manager al târgului de cariere. Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune! Bună ziua, bine v-am găsit! Cu mare drag! Astăzi s-a deschis târgul de cariere, iar persoanele care doresc să se angajeze sau doresc să-și schimbe jobul au posibilitatea să-l viziteze. Să urmărim mai întâi de toate un subiect la această temă, după care revenim cu detalii. Târgul de cariere va oferi peste 2000 de posturi de muncă vacante. Majoritatea angajatorilor sunt din Republica Moldova, dar există și companii internaționale, cele mai multe fiind din România. Vizitatorii trebuie să se prezinte cu un CV și își pot găsi locuri de muncă atât în Republica Moldova, cât și în alte țări. Noi le recomandăm candidaților să vină cu CV-ul pentru a putea aplica la cât mai multe dintre oportunitățile disponibile. Se cere să aibă interes pentru postul respectiv, să știe ce caută, să știe dacă își doresc un job într-un anumit domeniu de activitate sau în altul, să fie hotărâți și să își dorească să crească în cadrul companiilor. Tot mai multe companii ne transmit că își doresc candidați pe care să-i poată ține cât mai mult timp în companie, care să poată crește de pe o poziție pe alta. Reprezentanții companiilor spun că oferă locuri de muncă atât pentru cei cu experiență, cât și pentru cei fără, iar angajatorii de peste Prut oferă chiar și cazare pentru viitorii muncitori. Căutăm în principal ingineri, chimiști sau electricieni sau mecanici, ingineri pe industria alimentară. Localizarea este în România. Suntem foarte deschiși spre Republica Moldova, să aducem și studenți de aici la noi pentru o perioadă de 2 luni, uninter și plătit. Pachetul salarial este mult peste media oferită acum la nivel de țară și chiar și peste media din România și conține adiacent și masă, cazare, transport. Ne vom ocupa noi de toate formalitățile, după ce vor parcurge, desigur, ca orice candidat român sau din Republica Moldova, partea de assessment center și de interviuri. Ne vom ocupa de toate formalitățile necesare, astfel încât nu este o cerință obligatorie să posede pașaport român. Postul pe care l-am scos noi disponibil momentan este acela de responsabil analiză operare bază de date și sperăm că la cât mai mulți aplicanți. Salariul nu este un salariu fix, depinde foarte mult și de experiență. El poate varia în funcție de la o perioadă de început, o perioadă de training, urmând ca după aceea ulterior salariul poate fi modificat și în funcție de performanțele angajatului. Tinerii care sunt în căutare de un nou job spun că totuși experiența în cadrul angajării este un avantaj. Aș vrea să mă angajez în domeniul economic, vreau să fiu un contabil, un ajutor de contabil pentru că am făcut studii. Sunt careva oferte, cred că o să le studiez mai amănunțit și acasă deja, dacă mă decid, experiență CV-ul. Aș vrea, într-adevăr, multă experiență să acumulez pentru că studiile sunt bune, sunt eficiente, experiența nu poate fi înlocuită. Multe locuri de muncă necesită o experiență în carieră și asta este o problemă în Republica Moldova. Salariile pentru începători nu sunt bine reușite, dar sper pe viitor să găsim un loc bine plătit. Vreau să văd ce se face în ziua de astăzi, ce propune târgul, care să este situația pe piața de muncă. Salarii ca nu prea vor să le declare, am vorbit, am conversat, prima întrebare care apare cam în ziua de astăzi pe toți se interesează, ce aș avea în buzunar. Târgul face parte din cea mai mare rețea de evenimente de carieră din Republica Moldova și România. Anul acesta, evenimentul Târgul de Cariere este la 11-a ediție. Corina, am văzut acum angajatorii au venit cu detalii captivante, salarii, au zis ei că sunt unele, într-adevăr, motivante, de fapt. Te rugăm acum să ne spui mai multe detalii despre acest târg care are loc acum în capitală. Câte zile va dura și cine sunt participanții?
Târgul de Cariere Chișinău a început astăzi. La ora 10 dimineața deja erau candidați dornici să îi cunoască pe angajatori, iar astăzi până la ora 19 va dura târgul, până la ora 7 după amiaza îi așteptăm pe toți cei care sunt interesați de carieră, de creșterea lor profesională, caută un nou loc de muncă sau poate primul lor loc de muncă sau, de ce nu, chiar un stagiu de practică sau o oportunitate de a se reprofila profesional. Mâine târgul va fi deschis de la ora 10 și până la ora 16 în același loc, la Palatul Național Nicolae Sulac. Aceleași firme care astăzi au vorbit cu candidații vor fi și mâine în acest interval 10-16 și vor căuta cei mai buni candidați pentru pozițiile pe care le au disponibile. Spuneam că sunt peste 2000 de locuri de muncă, locuri de muncă în diverse domenii de activitate, atât domenii tehnice, IT, inginerie, producție tehnică, cât și în domenii precum marketing și comunicare, resurse umane, economie, finanțe, contabilitate sau domenii precum resursele umane, vânzările, relațiile cu clienții, limbile străine sunt în continuare la mare căutare, iar cei care știu limbi străine, precum engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, dar și portugheză, suedeză, daneză, olandeză, sunt căutați în cadrul evenimentului. Atunci un sfat pentru cei care ne privesc este să învețe limbile străine. Da, e un avantaj important și discutam cu mulți candidați care au venit astăzi la târg ce fac dacă nu am experiență, ce fac dacă eu nu am încă un an de zile de experiență sau 3 luni sau mai mulți ani de experiență, abia am terminat facultatea sau acum o urmez. Noi le recomandăm candidaților să urmeze stagii de practică, să urmeze internship-uri acolo unde ei pot, fie în cadrul organizațiilor neguvernamentale, fie în cadrul firmelor care au aceste oportunități deschise, tocmai pentru că acele perioade sunt considerate perioade foarte relevante în experiența unui candidat. Poate nu reușești să lucrezi un an de zile fiind student pentru că vrei să te dedici studiului, dar e foarte important ca după 3 ani sau 4 ani de studiu să poți să îi spui angajatorului că am lucrat câteva săptămâni sau luni în cadrul unei companii, în cadrul unei firme, în cadrul unei instituții, m-am integrat într-un anumit mediu, am învățat ceva, am făcut parte dintr-o echipă, pentru că foarte multe companii asta ne spun, căutăm oameni care să se poată integra ușor în organizația noastră, să învețe și să arate că sunt dispuși și sunt dornici să învețe. Nu e importantă doar teorie, dar și practica. Așa este. Dar numărul locurilor de muncă expuse acum la acest târg, în comparație cu anii trecuți, este în creștere sau în descreștere? Avem mai multe locuri de muncă pentru că și companiile sunt mai multe. Anul acesta avem peste 40 de companii, companii și instituții, dar și organizații care caută angajați, caută stagiari în cadrul pozițiilor pe care le au disponibile. Observăm o creștere și un interes tot mai mare de la an la an. Ne bucurăm că și târgul crește, de asta îl organizăm acum la Palatul Național Nicolae Sulac, pentru că acolo avem mai mare, spațiu deja. Mai mare, exact. Avem spațiu mai mare, avem și zone de relaxare pentru candidați, pentru că după ce ai trecut și ai vorbit cu 10, 20, 30, 40 de recrutori, simți nevoia să te relaxezi puțin, avem și o zonă de cafenea, o zonă cu muzică, o zonă cu caricaturi în care candidații pot să se relaxeze și să se pregătească pentru următoare interviuri sau să ia o pauză după ce au discutat cu mulți recrutori. A evoluat, de fapt, acest târg, metodologia de deschidere, de organizare a târgului. Da, ne-am dat seama de la an la an că trebuie să-l îmbunătățim, că vrem să-l îmbunătățim pentru că veneau astfel de solicitări de la companii, de la candidați care veneau la târg și care ne spuneau ar fi foarte frumos dacă am putea să bem o cafea aici. Atunci am gândit o cafenea, astfel încât cei care vin la târg să aibă parte de o cafea gratuit din partea noastră, să poată să se pregătească în felul acesta și să fie mult mai relaxați în discuția cu angajatorii. Pentru că știm cu toții, când am mers la interviuri de angajare, avem un anumit stres și o anumită emoție, pentru că vrem să facem o impresie bună, vrem să ne vindem, între ghilimele, cât mai bine, vrem să ne promovăm imaginea cât mai bine și ne dorim probabil acel post.
E bine, când vii la un târg de cariere, unde întâlnești peste 40 de companii, emoțiile pot să fie mai mari sau mai mici, depinde, pentru că știi că ai așa de multe companii în față încât nu poți să ai emoții pentru fiecare, pentru fiecare dintre ele, dar discuțiile fiind informale și de cele mai multe ori extrem de deschise cu recrutorii, iar mediul fiind unul prietenos, reușesc și candidații să treacă peste aceste emoții care, într-un mod normal, ne-ar putea face să fim destul de formali și de închistați. Corina, ai menționat că târgul cuprinde diverse domenii, de fapt, de la IT până la servicii cu clienții. Ce locuri de muncă sunt totuși cele mai solicitate? Avem multe locuri de muncă pentru pasionați și specialiști IT, atât pentru cei care au deja experiență de 2, 3, 5 ani sau peste 5 ani, cât și pentru cei care acum sunt pe băncile școlii și se pregătesc să finalizeze facultățile de informatică. Avem multe oportunități și pentru ingineri de diverse specializări. Pe domeniul tehnic sunt iarăși multe oportunități. În domeniul limbilor străine se caută mulți vorbitori de limbi străine, de la nivel mediu în sus, engleză, franceză, germană, olandeză, spaniolă, portugheză, limbi mai puțin vorbite, unele dintre ele în această zonă a Europei. Vorbim de asemenea despre companii care caută specialiști de marketing, specialiști în cercetare, inclusiv profesori de limbă engleză. Dacă vorbim despre domeniul IT, acolo toate limbajele de programare sunt extrem de cerute. Iar dacă vorbim despre domenii mai soft, comunicarea, marketingul, relația cu clienții în diverse limbi, fie în română, fie în rusă, fie în limbi precum engleză, franceză, italiană. Din domeniul artei? Din domeniul artei, mai puține oferte, din păcate. Îi așteptăm și pe cei care oferă astfel de poziții să vină spre târgul de cariere. Undeva la polul opus, dacă pot să spun așa, sunt domeniile tehnice și foarte concrete, care vin să întărească oferta locurilor de muncă. Spuneam că avem și instituții publice care recrutează în cadrul târgului. Este pentru prima dată? Am mai avut și în trecut instituții publice. Acum participă Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor din Republica Moldova, cu poziții care țin de domeniul economic, juridic, logistică, posturi din domeniul achizițiilor, așadar cei care se gândesc la o carieră în domeniul public în aceste zile, să știe că pot să vină la târgul de cariere și găsesc acolo și astfel de oportunități. Pentru noi este de fapt o noutate, fiindcă domeniul din slujba statului de obicei este o altă fel de recrutare. Nu am prea văzut astfel de târguri unde să fie implicate și instituțiile statului. De asta, într-adevăr, este o noutate pentru noi. În subiectul pregătit de către reporterul nostru de astăzi de la târgul de cariere, era menționat precum că sunt companii și din România, dar nu, de fapt nu numai naționale. Sunt din România sau și din alte țări? Companiile vin din Republica Moldova cele mai multe. Avem și câteva companii care au sediu în România și care recrutează fie pentru România, fie pentru Republica Moldova. De menționat faptul că sunt multe companii care au sediul în România, dar care vor să-și deschidă și aici, în Republica Moldova, sedii. Și atunci vin și încearcă să prospecteze piața, să vadă care este cererea și care este oferta. Dacă ar găsi pe piața din Republica Moldova IT-ști, spre exemplu, sau responsabil de relația cu clienții în limba italiană. În această fază, unii dintre ei recrutează pentru România, dar iau în calcul să deschidă și în Republica Moldova reprezentanțe. Vin din România și din Republica Moldova, după cum spuneam, din alte țări nu, dar sunt alte companii care caută să ducă oameni în Danemarca, spre exemplu, dar compania este cu capital românesc. În Suedia, iarăși, sunt locuri de muncă, spre Germania și chiar India și Thailanda. Ne bucurăm. Deja hotarele noastre, într-adevăr, se extind. Corina, ai menționat la fel că în cadrul târgului de cariere putem găsi și un job pentru studenți. Ce fel de joburi ar fi anume dedicate pentru ei?
Locuri de muncă în care ei să își poată continua studiile și să acorde atenție studiului, pentru că aceasta ar trebui să fie prioritatea, și anume locuri de muncă cu program redus de 4 ore sau internship-uri pentru cei care vor să acumuleze experiență, dar nu au prea mult timp la dispoziție să meargă în fiecare zi la un anumit loc de muncă. Există astfel de posturi pe domeniul relațiilor în diverse limbi străine, dar și în domenii precum marketing, cercetare de piață și chiar inginerie. Foarte frumos. Studenții atunci trebuie să fiți atenți acum la ce îmi spune Corina. Locurile de muncă care sunt angajatorii, de fapt, care vin din Chișinău sau din țara noastră, din Republica Moldova, au posturi de muncă doar pentru capitală sau și pentru alte localități din țară? Sunt și pentru alte localități. Cele mai multe sunt pentru Chișinău, pentru că e un oraș important, e capitală, dar există oportunități și pentru alte orașe din jur și ne bucurăm că companiile văd oportunitatea aceasta de a se adresa oamenilor și de a trece de hotarele unui oraș sau a unei țări, pentru că e foarte important să le dăm posibilitatea și celor care sunt din alte orașe mai mici să lucreze, fie în Chișinău, fie în orașele din care ei vin. Dar ați cumva anunțat, ați făcut o campanie de informare prin localități, prin sate, să cunoască cei din sate că uite, va avea loc un târg de cariere în Chișinău? Am făcut o promovare și în afara Chișinăului, atât pe partea online cât și offline, astfel încât să ajungă la cât mai multe persoane interesate informația. Și chiar am văzut astăzi că au venit majoritatea din Chișinău, dar am văzut că au venit și din alte localități limitrofe. Foarte bucurător. Corina, știu că ați pus în joc și câteva bilete la concertul Prodigy. Spune-te, rog, mai multe detalii despre acest concurs. Avem un concurs la care candidații care vin la târg și aplică cel puțin 3 CV-uri la companii care au posturi pe domeniile lor de activitate intră într-o tombolă. Iar tombola respectivă va fi câștigată mâine de 10 norocoși care au depus astfel CV-urile la companiile prezente la târg și care vor merge la concertul Prodigy care are loc în luna iunie aici la Chișinău. Vrem în felul acesta să-i determinăm pe candidați să pună accent pe CV, să vină cu CV-ul, fie tipărit, fie în format electronic și să-l depună, pentru că discuțiile cu angajatorii sunt foarte importante. Sunt niște discuții informale, mini-interviuri, de fapt, în care fiecare își expune dorința sau nevoia și la final se poate ajunge la o angajare în urma unui interviu ulterior, se poate ajunge la angajare, dar e foarte important ca acel recrutor să aibă și CV-ul, pentru că acolo găsește mai multe informații. Și atunci asta e modalitatea noastră de convinge pe candidați să vină cu CV-ul, să le depună CV-urile acestea, tocmai pentru că în felul acesta își cresc ei șansele de a fi recrutați. Și dacă ai menționat de CV-ul, bănuiesc eu că ați reușit să testați deja cât de pregătiți sunt pentru meseria pentru care aplică solicitanții. Cum îi testați? Cum vedeți dacă sunt pregătiți într-adevăr și dacă nu vin cu un CV, dacă veniți cu un sfat, de fapt, către ei? Avem o zonă de consiliere în carieră și pentru prima dată, în cadrul Târgului de Cariere Chișinău, am venit cu standul de demisii. Poate că sună ceva foarte ciudat pentru un târg de locuri de muncă să ai un târg de demisii, dar de fapt un stand de demisii, dar de fapt ideea acestui stand și ceea ce stă în spatele lui vine de la dorința noastră ca oamenii să aibă un loc de muncă pe care să-l iubească, cu care să se potrivească și care să le facă plăcere. Standul de demisie e de fapt locul unde candidații pot să-și dea seama dacă locul de muncă pe care îl au e cel potrivit pentru ei sau nu. Dacă domeniul pentru care se pregătesc sau în care lucrează e cel care le oferă maximum de satisfacție și de bucurie la locul de muncă sau ar fi mai potriviți pentru alte domenii. Iar aceste teste se fac de către psihologii noștri care sunt în cadrul târgului de cariere în zona standului de demisii și care discută cu candidații unul la unul. E de fapt o consiliere personalizată în care psihologul analizează modul în care candidatul se raportează la locul său de muncă, la relația cu șeful și cu colegii, la viitorul său și la posibilitățile de creștere profesională în viitorul apropiat.
și la modul în care își vede viața profesională per ansamblu. Avem și anumite teste pe care noi le aplicăm și care sunt teste internaționale, care îți spun foarte simplu, răspunzând la niște întrebări, care sunt domeniile de activitate care ți se potrivesc în funcție de ceea ce ție îți place să faci sau ceea ce nu îți place ție să faci. Și eu personal mi-am făcut un astfel de test, tocmai pentru a vedea dacă domeniul în care lucrezi e cel potrivit sau nu. Pentru că sunt niște întrebări foarte simple. Dacă îți place să lucrezi de mână, dacă îți place să citești, dacă îți place să scrii. Iar în funcție de răspunsurile pe care le dai, afli dacă domeniul X ți se potrivește sau nu și care sunt domeniile care ți se potrivesc cel mai bine și activitățile. Și după ce este testat solicitantul, deja primește și un sfat. Sfatul e să se gândească la cariera lui. Noi nu-i impunem nimic, îl lăsăm, pentru că o astfel de decizie de a schimba cariera, de a schimba locul de muncă, de a da demisia, e o decizie foarte importantă și le spunem întotdeauna să nu ia decizii pripite, pentru că o decizie, fie bună, fie rea, trebuie să fie conștientizată de către persoana care o ia și să nu fie făcută într-un moment de supărare, de nervozitate sau din impulsionism, din prea mult impuls. Și atunci ar trebui să se gândească foarte bine, dar avem mulți candidați care fie sunt nehotărâți, fie nu știu spre ce domeniu să se îndrepte, fie ne spun sunt student, dar nu cred că mă atrage domeniul în care urmează să profesez. Iar un astfel de test care ți se face gratuit în cadrul târgului poate să îți clarifice sau să limpezească măcar puțin pentru tine lucrurile. Și am avut surprize foarte mari de oameni care ne spuneau: eu sunt nefericit la locul meu de muncă, dar nu știu de ce. La finalul acelei sesiuni de 10-15 minute, uneori și o jumătate de oră, spunea: da, acum știu de ce. Acum știu ce nu merge și ce scârție. Da, vreau să rămân la locul actual de muncă, dar știu că trebuie să îmbunătățesc relația cu șeful, de exemplu. Sau relația cu colegii mă face pe mine să fiu nefericit, dar jobul meu e unul pe care eu îl iubesc, dar de fapt eu plecam acasă cu gândul că am un loc de muncă prost. Nu e așa, am doar relația cu colegii trebuie îmbunătățită. Și aici vin și sugestii și propuneri din partea psihologului, care din experiență poate să spună care sunt metodele pe care le poate aplica mai apoi. M-ați captivat și pe mine. O să merg și eu atunci să discut cu psihologul. Sunt convinsă că la această testare ați dat și peste solicitanți, peste persoane care au zis cumva că salariul îi motivează mai mult atunci când își caută un job. Ce salariu li se oferă în cadrul târgului de carieră sau chiar și ce salariu cer solicitanții de joburi? Din păcate, astfel de informații nu ne sunt divulgate de către companii. Informațiile legate de salariu sunt discutate de companii, de recrutori, împreună cu candidații, fie direct în cadrul târgului, fie la întâlnirile ulterioare cu candidații care sunt selectați pentru interviul final, dacă putem să-i spunem așa, pentru că uneori au loc două sau chiar trei interviuri înainte de angajare, depinde mult de companie și de politica de angajare pe care o are. Deci legat de salariu, din păcate, nu pot să vă dau informații de genul acesta. Știu că, în general, sunt salarii peste medie și candidații încearcă, companiile încearcă să-i atragă pe candidați și cu partea salarială, dar și cu diverse alte beneficii. Beneficii care țin de program, care țin de mobilitate, de posibilitatea de a călători, de diverse activități pe care le pot face în cadrul evenimentului. Și tot mai multe companii ne spun că și-au dat seama că atmosfera de la locul de muncă e foarte importantă pentru candidații lor. Și atunci încearcă să creeze o atmosferă cât mai prietenoasă, cât mai caldă, cât mai informală, astfel încât pe lângă beneficiile salariale și cele profesionale pe care le acordă, să vină și cu un pachet care să-l convingă pe angajat să vină în firmă, pentru că se simte bine acolo. De ce te întreb de salarii? Fiindcă în cadrul subiectului am văzut chiar și un cetățean care a zis că nu este mulțumit de la acest târg de cariere, fiindcă nu i-a fost declarat salariul. Oare nu ar fi un impediment? Cetățenii nu sunt clari, nu știu, solicitanții de joburi, nu sunt clari în dacă e pentru el acest post de muncă sau nu? E adevărat că salariul e foarte important. Să vină cu o medie de salariu. Salariul e foarte important în momentul în care vorbim despre un nou loc de muncă, pentru că unul dintre motivele pentru care muncim, poate nu singurul, dar unul dintre motivele pentru care muncim este să ne întreținem și să avem un trai cât mai bun. Legat de partea aceasta, companiile țin să-și
să mențină în continuare salariile ca fiind confidențiale și pentru că în unele cazuri salariul depinde în funcție de experiență. Dacă voi angaja un director comercial cu 2 ani de experiență și cu anumite performanțe, pot să-i dau salariul X, iar dacă găsesc unul care e de 3 ori mai bun, poate că îi triplez salariul sau chiar îi dau mai mult pentru că știu că îmi va aduce mai mare beneficiu și atunci posibil și din cauza aceasta salariile să nu fie listate ca și cum ar fi un preț pe un raft foarte mult. Dacă aleg să angajez un tânăr care abia acum a absolvit studiile și are experiență limitată, să zicem maxim un an de zile, poate că salariul e unul, iar dacă am deja un om care are experiență și aplică pentru același post, salariul s-ar putea să crească tocmai pentru că și valoarea pe care o aduce e mai mare. Nu spun că asta e o regulă, dar poate să fie una dintre explicații. Sincer, și mie mi-ar plăcea să existe salariile listate, să știm public, ca să știi dacă vrei să aplici pentru acel post sau nu, dar companiile și organizatorii și cei care participă la eveniment încă păstrează salariile la nivel de confidențialitate și le comunică în momentul în care treci de prima etapă sau de a doua etapă a interviului. Corina, dacă e să facem o comparație cu anii precedenți, numărul vizitatorilor, ai menționat că crește, de aia și ați decis să luați un spațiu mai mare. Aveți cumva o statistică să știți cam care este numărul? În anii trecuți am avut o medie de peste 3.000 de candidați care treceau pragul târgului de cariere, 3.000-3.200 de candidați în cele două zile de târg. Ne așteptăm și acum să avem peste 3.000 de persoane care vin la târg. Ne așteptăm să crească de la an la an târgul, tocmai pentru că există nevoie tot mai mare de angajare pe piața din Republica Moldova, atât pentru companii de aici, cât și pentru companii care vin din alte țări și care vor să-și deschidă aici reprezentanțe în Republica Moldova. Cred că până la finalul târgului vom ajunge la peste 3.000 de candidați. Pentru noi e important și numărul, e important și ca ei să-și găsească efectiv un loc de muncă. Așadar să vină persoane care au șanse să-și găsească locuri de muncă în cadrul târgului, iar noi ne adresăm în special celor care au studii superioare, absolvite sau în curs, pentru că posturile sunt în mare parte de asemenea natură, după cum spuneam, economiști, ingineri, IT-iști, contabili, specialiști în marketing, în cercetare. În general, cu studii superioare, avem și poziții de lucrător comercial, de vânzător, de casier, unde nu e nevoie de studii superioare, dar marea majoritate sunt pentru studii superioare, tocmai pentru că noi suntem un târg de cariere, un târg gândit în așa fel încât să te ajute din punctul A și până în ultimul punct al experienței profesionale să crești. Poate la început primul job e cel de casier, dar mai apoi îți dorești să crești. Nu vrei să rămâi la acel nivel, ci vrei să devii, să mergi mai sus. Poate ajungi până la urmă șef de magazin sau chiar directorul magazinului în care ai început sau poate schimbi 5, 7 sau poate chiar mai multe locuri de muncă. Dar cumva monitorizați după dacă câți au fost angajați? Da, aveți o statistică și în acest discutăm sens? Cu companiile în cadrul târgului de cariere câte CV-uri au adunat, câte persoane au chemat la interviu și mai apoi, după câteva săptămâni, câte persoane au angajat efectiv în cadrul târgului și după fiecare ediție sunt câteva sute de CV-uri care se adună în cadrul evenimentului, câteva sute de CV-uri per companie care ajung să fie procesate, iar mai apoi sunt chemați la interviu acele persoane. În medie, unul din 10 candidați care trece pragul târgului de cariere își găsește un loc de muncă sau un stagiu potrivit pentru el și face următorul pas în carieră. Pentru restul, credem că e importantă experiența și nevoia de a se conecta cu piața forței de muncă, de a testa și de a vedea care sunt nevoile pieței. Am avut în cadrul târgurilor trecute persoane care veneau și ne spuneau: nu mi-am găsit acum un loc de muncă, dar mi-am depus CV-ul. Și nu de puține ori au fost cazuri în care au fost chemați după 2, după 3 luni sau chiar după 6 luni de la depunerea unui CV, care în primă fază nu a fost chemat la interviu pentru că au fost alții cu mai multă experiență sau mai potriviți pentru postul respectiv, dar după
un anumit număr de săptămâni sau luni, acel CV a ajuns în atenția recrutorului și mai apoi a fost chemat sau chiar angajat în cadrul companiei. Așadar, credem că e important și ca experiență profesională, dar și ca rezultat, pentru că da, atunci când vii, discuți și ești angajat activ în căutare, șansele sunt mult mai mari să crești profesional. Corina, e greu să organizezi un târg de cariere în Republica Moldova, fiindcă vii din România? Da, noi venim din România, dar colaborăm cu persoane de aici, din Republica Moldova, care ne ajută în tot ceea ce înseamnă organizarea târgului. Nu e greu dacă știi ce-ți dorești și noi asta ne dorim, să oferim oamenilor, indiferent de țara în care ne aflăm, oportunități mai bune de angajare, oportunități mai bune profesionale și ne dorim ca la finalul unei ediții să spunem că datorită nouă și companiilor care au venit, acum mai mulți oameni își iubesc locul de muncă și au oportunități mai bune. Și asta ne face, practic, să mergem mai departe și să organizăm în fiecare an noi și noi ediții. Iar la Chișinău vom reveni, sigur, vom fi și mâine aici, suntem și azi încă, dar următoarea ediție va fi în toamnă, când vom avea o nouă ediție a Târgului de Cariere. Frumos! Corina, în opinia ta, ce meserii se cer acum pe piață, dar nu avem specialiști pregătiți special în acest sens? Încă e deficit mare pe domeniul IT și o spun din perspectiva târgului de cariere, pentru că avem în absolut toate orașele în care noi mergem nevoie de specialiști IT și încă nu sunt suficienți pe piață, nici aici în Republica Moldova și nici în România. Pe inginerie, în continuare, nu e suficient ofertă față de câtă cerere există. Pe limbi străine, din nou și din nou se caută, iar dacă engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, deja sunt limbi unde se găsește destul de ușor. Pe limbi nordice, pe chineză, japoneză, acolo e o cerere tot mai mare și începe să fie tot mai atractivă. Și rusa, care aici se vorbește mult și foarte bine, e și ea solicitată și există oportunități și pe această parte. Și dacă e să vorbim despre meserie, care ar fi? Aceleași. Aș spune IT-ul, cât și domeniul de activitate IT, inginerie, producție, domeniul auto și automotive. Ar fi domeniile în care sunt oportunități tot mai mari și firme din diverse arii care își doresc să deschidă reprezentanțe și vor să angajeze oameni în condițiile în care vor și găsi oameni care să lucreze. Dar sunt profesii la acest târg de cariere care caută să angajeze persoane, dar nu avem pe piață astfel de specialiști? Pe domeniul IT este un deficit destul de mare. Asta ar fi atunci cel mai solicitat și complicat. Dar în opinia ta, care ar fi salariul sau ce salariu ar trebui să aibă un începător ca să-și asigure existența? Cred că ar trebui să-și poată asigura coșul zilnic și să-și poată asigura și mici plăceri ale vieții, indiferent că locuiește aici sau în alte țări din lume. Dacă vorbim despre o sumă, depinde foarte mult de nivelul de trai și de nevoile pe care le are fiecare candidat. Cred că, până la urmă, fiecare candidat ajunge să-și depășească condiția atâta timp cât muncește și încearcă tot mai mult. E dificil și nu e întotdeauna ușor, dar cred că e important să depunem efort în sensul acesta și să încercăm, pe lângă ceea ce facem, să fim mai buni și mai competitivi. Da, e important să fim competitivi și salariul la fel este important, dar pentru asta avem nevoie de experiență, avem nevoie de timp. Corina, după acest târg de cariere, mergeți cumva pe la universități, să mergeți cu careva propuneri? De exemplu, chiar în domeniul IT, să pregătească specialiștii mai mulți, fiindcă nu ne ajung. Noi mergem și spre companii și spre instituții și le spunem care sunt concluziile, care nu sunt neapărat general valabile la nivel național sau internațional,
Dar da, le spunem, discutăm și cu organizațiile neguvernamentale și cu instituțiile și cu universitățile despre ceea ce observăm. Da, e o nevoie și până la urmă se poate crește în această direcție, dar acesta e răspunsul pe care ni-l oferă. Trebuie făcute toate încetul și cu încetul, pas cu pas, pentru că nici profesori nu există în cele mai multe cazuri suficienți în domeniile respective pentru a pregăti mai mulți studenți și atunci problema e de fapt mult mai complexă. Nu avem profesori care să pregătească studenții care să devină specialiștii de mâine. Pentru că și în acest domeniu trebuie să existe cineva suficient de bun încât să poată pregăti. Iar un singur profesor pregătește cu greu mii de tineri, mii de studenți și atunci nevoia e tot mai mare. Noi sperăm să îmbunătățim această situație, adică să o rezolvăm cât mai mult. Ceea ce putem noi să facem e să venim și să discutăm cu toate părțile implicate, de asta și în târgul de cariere și înainte, dar și după. Noi aducem împreună universitățile, ONG-urile, organizațiile neguvernamentale, instituțiile, companiile și candidații care sunt fie studenți, fie absolvenți, care pot să dea un răspuns pieței și să sesizeze lucrurile care se întâmplă. Pentru a organiza acest târg, cu ce alte companii sau instituții colaborați? Cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Colaborați? Colaborăm cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, colaborăm în această ediție cu Banca Națională, cu Banca Națională a Moldovei, cu Ministerul Finanțelor Publice, cu diverse universități și ONG-uri de aici din Moldova. Colaborăm cu absolut toate companiile care sunt în târgul de cariere prezente, peste 40 de companii și ne dorim cu primăria, evident, colaborăm cu primăria din Chișinău și noi suntem deschiși să colaborăm cu ele tocmai pentru că vedem că există o nevoie din toate părțile. Noi vrem să oferim oportunitatea de a ne conecta și de a găsi candidații cei mai potriviți pentru companii, iar municipalitatea, instituțiile despre care vorbeam, își doresc la rândul lor să ofere locuri de muncă pentru oamenii care sunt locuitori aici, pentru localnici, dar și oportunități mai bune pentru ei. Și în concluzie, piața forței de muncă din țara noastră, din Republica Moldova, trebuie reînnoită? Mi-e greu să dau un astfel de răspuns. Pot să spun că piața din Republica Moldova crește și Republica Moldova e tot mai atractivă pentru companiile care participă la târgul de cariere și multe dintre ele ne spun că sunt interesate de Chișinău, vor să deschidă aici reprezentanțe, vor să testeze piața de aici, vor să vadă dacă găsesc specialiști. Așadar, eu cred că în viitorul apropiat vom vedea tot mai multe companii care își vor deschide sedii, tocmai pentru că vin să vadă cum sunt oamenii de aici, în ce fel își pot gândi oficii noi aici, sedii, astfel încât ei să poată să lucreze din Republica Moldova. Suntem în dezvoltare. Așa este. Cetățenii ce trebuie să știe acum despre târg? Sunt invitați? Târgul mai e deschis astăzi până la ora 19, deci foarte puțin timp azi, dar mâine avem program de la ora 10 și până la 16. Noi așteptăm pe toți cei care sunt interesați de carieră, vor un loc de muncă nou, vor să crească, vor să învețe, vor să se dezvolte din punct de vedere profesional, indiferent de domeniul de activitate, să vină la Palatul Național Nicolae Sulac. Intrarea este liberă, le recomandăm să vină cu CV-uri tipărite sau în variantă online, pentru că le putem tipări și noi gratuit în cadrul târgului, să discute cu angajatorii care sunt prezenți, să ia pulsul pieței forței de muncă, să facă un următor pas în carieră și să vină să vadă care sunt aptitudinile, nevoile și joburile care le-ar face lor plăcere. Corina, succes! Mulțumesc. Și noroc în toate. Îți mulțumim mult de informație. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, aici emisiunea noastră se încheie. Vă mulțumim și dumneavoastră și dacă aveți un CV și dacă căutați un loc de muncă, îl luați și mergeți la târgul de cariere. O seară frumoasă să aveți!